Evanghelia după Ion, capitolul 8, de la versetul 30. Și ascultați ce frumos spune Biblia câteva cuvinte, în jurul cărora în seara aceasta aș dori să medităm pentru câteva minute. Pe când vorbea Iisus, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și El a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în mine, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți cu adevărat ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Ei au răspuns, noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost robi nimănui. Cum zici tu, vom fi, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, căci oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururi în casă, fiul însă rămâne pururi. Deci dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat sloboz. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu vă spun ce am văzut la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Versetul 39, tatăl nostru i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copii al lui Avram, ați face faptele lui Avram. Amin. Vă să recupați locurile. Câți dintre voi sunteți bucuroși că sunteți în casa Domnului la o întâlnire de tineret? Aș fi așteptat un pic mai mult entuziasm. Dar în orice caz, suntem în Casa Domnului, mă bucur să vă văd. Cred că v-ați bucurat de închinare. Mulțumim tinerilor care în seara aceasta s-au pus la dispoziția Domnului și ne-au slujit. Haideți să încercăm să ne conectăm la Cuvântul lui Dumnezeu pentru câteva minute în această seară. Promit că nu voi avea un mesaj lung. Vreau să vă vorbesc despre un subiect care pentru mine are importanță și sper să fie și pentru voi important. Vreau să vă vorbesc despre un subiect care e o continuare a, a mesajelor pe care v-ați obișnuit să le auziți despre cunoașterea lui Dumnezeu. Știți că anul acesta dezideratul tinerilor de la poarta cerului este să ne maturizăm, să creștem în cunoașterea lui Hristos. Maturizarea presupune în primul rând cunoașterea lui Hristos și predicăm și vorbim de câteva întâlniri despre ce înseamnă să-l cunoști pe Dumnezeu. Vom vorbi apoi, așa cum ați văzut și în declarația de viziune, vom vorbi despre ce înseamnă trăirea cu Hristos. Și apoi vom încheia cu ajutorul Domnului anul acesta de studii, vorbind despre împlinirea a ceea ce înseamnă cunoaștere și trăire prin discipline spirituale. Însă, până când ajungem acolo, suntem încă la capitolul cunoașterii lui Dumnezeu. Și în această seară vreau să vă prezint un pasaj din Biblie foarte interesant, nu știu câți dintre voi l-ați citit în ultima vreme, care vorbește despre cunoașterea lui Dumnezeu. Dar vreau să vă vorbesc despre ce înseamnă cunoașterea lui Dumnezeu printr-o prismă pe care o văd în acest pasaj, și anume prin prisma Cristosului culturii sau al Cristosului Scripturii. În seara asta, oricine ești, de, or de oriunde vii, orice fel de credință ai, îl vezi pe Hristos fie așa cum îl zugrăvește Biblia, adică Scriptura, fie trăiești cu percepția pe care ți-o dă cultura creștină, cu, pe care ți-o dă contextul în care suntem noi și de ce să nu spun, cultura per general. Pentru că cultura noastră influențează într-o măsură destul de mare credința noastră. Vom vedea imediat cum vorbind despre evrei, despre cei ce erau poporul lui Dumnezeu, cultura lor, Cultura lor despre Dumnezeu a influențat în mod decisiv credința lor în Dumnezeu. Vreau să-ți spun, dragul meu tânăr, căci cultura ta despre Dumnezeu va juca un rol important în definirea credinței tale în Dumnezeu. Cum se întâmplă lucrul acesta? În primul rând, vreau să stabilesc câteva lucruri foarte clare. Pentru că va zice cineva ce înseamnă Cristosul culturii. Cunoașterea lui Dumnezeu din perspectiva unui Hristos al culturii înseamnă foarte simplu a cunoaște pe Dumnezeu în modul în care oamenii îl percep și percep credința în Dumnezeu și relația cu Dumnezeu și anume, dacă ar fi să întrebi aproape pe oricine care nu îl cunoaște pe Dumnezeu prin prisma unei relații personale, îți va spune că Hristosul culturii, Dumnezeu, credința, nu schimbă nimic în societatea noastră și nu ne schimbă nici pe noi. Asta înseamnă Hristosul culturii. Este o credință, dacă vreți, produsul Hristosului culturii este credința creștinismului nominal. Ar fi interesant să vă întrebați colegii de la facultate sau de la liceu, cei care sunteți în aceste stadii de învățământ, ce înseamnă pentru ei credința în Dumnezeu? Unii dintre voi o vor, unii dintre ei o vor defini prin prisma a ceea ce au auzit de la părinți, a ceea ce se știe despre creștinism, asta înseamnă cre Cristosul culturii. În esență, Cristosul culturii este zugrăvit de ceea ce credem noi despre Dumnezeu. Tragic este că Cristosul culturii nu ne influențează cu nimic viața. Denumim o națiune de creștini, da? Dar închisorile sunt pline de oameni. Care sunt acolo nu pentru că au făcut lucruri bune, nu? Întrebându-i pe ei, probabil majoritatea s-ar declara creștini. Societatea, per general, este într-o stare de decadență morală, deși ne numim creștini. În țara noastră, în lumea noastră, numită creștină, în părțile unde se declară ca fiind creștină, este plină de probleme, deși insistăm să ne numim creștini. Cristosul culturii produce o astfel de societate. Însă Cristosul scripturii, și asupra lui vreau să zăbovim în seara asta, pentru că cunoașterea Hristosului scripturii este singura modalitate în care viața noastră este transformată. Cristosul culturii nu te influențează decât poate la nivel intelectual. Știi că există un creștinism, știi că există un Dumnezeu, Dumnezeu cu ale lui și tu cu ale tale. Însă, Cristosul Scripturii, așa cum îl întâlnim în Biblie, Cristosul Culturii îți lasă viața rece, iar al Scripturii îți transformă viața. Despre asta vreau să vă vorbesc în seara asta. Ce face Cristosul Culturii cu tine? Și ce face Cristosul adevărat din Scriptură? Și mă rog din toată inima ca viața noastră fiecăruia să fie transformată de puterea unei relații vii cu Hristos. Și asta vine cunoscându-l pe. Isus Hristos din Scriptură. Ajută ne ajută-ne prin fiecare să ajungem la această experiență, da? Haideți să vedem. Primul lucru. Versetele 30 și 31. Ascultați cu atenție ce le spune Domnul Isus uh, celor ce l-ascultau. Erau evrei, știau despre Dumnezeu, erau descendenți legitime al lui Avram. Spune așa, pe când vorbea El, pe când vorbea Isus, astfel mulți au crezut în El. Și versetul 31. Și a zis, iudeilor care crezuseră în El. Dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți, în adevăr, ucenicii mei. În primul rând, pentru că punem cele două lucruri în antiteză, Hristosul culturii și cel al scripturii. Primul lucru pe care vreau să-l spun și să-l înțelegem foarte simplu și clar din aceste versete este că Hristosul culturii te poate face doar fana lui. Hristosul scripturii te poate face fiu al Lui și al Împărăției. Asta e diferența esențială. În seara asta, de oriunde ai venit, cu orice te ocupi, ești fie fan al Lui Hristos, fie fiu al Lui Dumnezeu. Poți să iei un minut, jumătate de minut, nici nu-ți trebuie un minut, să te gândești ce reprezintă Hristos pentru tine. Este El într-o relație vie cu tine? Ești tu într-o relație vie cu El? Sau, Cristos este undeva cultural pentru tine, există, nu spui că nu există, și tu ești unul dintre fanii lui. Știți că bisericile generației noastre sunt pline de fani care vin să asculte. Sunt mulți, însă, care nu înțeleg niciodată că poți să crezi ce spune Isus și totuși să nu fii fiu al lui Dumnezeu. Haideți să vedem un pic. Acest concept. Uh, nu uitați, Hristos le vorbește celor ce credeau în El. Au crezut cuvintele Lui. Câți dintre noi oare, ascultând de ce spune Dumnezeu, poate citind Biblia, credem. Dar credința asta ce produce în tine? Pentru că, dacă credința rămâne doar la nivelul intelectului tău. Vei ajunge să fii un simpatizant al lui Hristos. Un fan, poate, e mai bun cuvântul. Unul care dai câte un like pentru Dumnezeu în anumite ocazii ale vieții tale. Însă, în seara asta vreau să vă spun că nu-i destul să fii fan. Nu-i destul să-ți placă despre Dumnezeu. Este obligatoriu, dacă vrei să ai o relație cu Dumnezeu și vrei să fii fiu al împărăției, să te duci mai departe de la doar simplul simplu, eu cred. Știți că interesant este că Isus vorbește nu celor ce nu cred, ci celor care au crezut. Le-a vorbit și au crezut cuvintele Lui. Cu alte cuvinte, cei ce erau aici nu erau străini nici de Hristos, nu erau străini nici de moștenirea lor ca evrei. Nu erau străini nici de Dumnezeu, dar erau străini de o relație cu Dumnezeu. Poate ești aici din familie de pocăiți. Mama și tata sunt credincioși. Și tu ești pe lângă ei unul care crezi că este un Dumnezeu, crezi că Isus Hristos a venit în lume, când cu ocazia sărbătorilor de iarnă, cu multe lan toate colinzile pe care le știi. Dar întrebarea este, ai rămas la stadiul de fan? Cum erau acești evrei? Sau ai reușit să ajungi un fiu al împărăției? Aici este marea întrebare. Cunoașterea lui Dumnezeu, prin prisma creștinismului declarativ sau al Hristosului culturii, nu te duce prea departe. Sunt oameni care cunosc foarte bine Biblia și o folosesc ca să poată să-i combată pe cei care încearcă să le spună că trebuie să se pochească. Da? Haideți să înțelegem sau, de fapt, ce vrea să le zică Hristos. Ascultați versetul 31. A zis iudeilor și repetă: E foarte interesant că în ambele versete Hristos accentuează, Biblia accentuează faptul că ei au crezut cuvintele lui Sus ai spune că punctul de plecare e perfect. Și este. Totul începe de la a crede. Însă ce faci cu ceea ce ai crezut? Versetul 31 a zis iudeilor care crezuseră în el. E bine că ați crezut, dar dacă rămâneți în cuvintele mele, sunteți în adevărul ce nici Cu alte cuvinte, rămânerea în ceea ce spune Hristos, Împreună cu credința, te transformă în Fiul Al lui Dumnezeu. Pentru că dacă crezi și rămâi în El, înseamnă că și faci ceva pentru El. De ce credința, fără a-l urma pe Hristos sau fără a rămâne în Hristos, nu te ajută prea mult? Haideți să vă dau câteva exemple. Da? 1. Poți crede ce spune Hristos fără să faci ce vrea Hristos. Știți că sunt așa de mulți oameni care nu contestă Biblia. Pe unii îi găsești în biserici. Cred ce spune Biblia, dar nu pot face ce vrea Dumnezeu. E poate una dintre cele mai mari sau cele mai păguboase lucruri ale creștinismului declarativ. Cred ce spune Biblia. Nu contestă. Însă, nu vor să facă. Ceea ce spune Biblia. Te încadrezi în categoria asta. Ai această credință la nivel, eu știu, intelectual, credință de tip cognitiv. Lucrurile se complică un pic, complic, pentru că zice Biblia că și dracii cred. Știați? Că și dracii cred. Însă credința lor nu-i duce la nimic. De fapt, zice Iacov, capitolul 2, cred că, dacă nu greșesc, versetul 19, acolo e versetul ăsta, și dracii cred și se înfioară. Însă credința lor nu este o credință urmată de o acțiune. Pentru că asta le zice Domnul Evreilor. Voi ați crezut, dar acțiunea care se așteaptă de la voi este să rămâneți în mine și abia atunci veți fi ucenici mei. Draci cred. De ce cred? E nivelul al credinței cognitive. În lumea spirituală, lumea demonică, Dracii cred în Dumnezeu pentru că i-au văzut puterea. Eu văd tot timpul, de fapt. Deci am spus că poți crede în Hristos fără să faci ce vrea Dumnezeu. Mai ceva. Poți crede în Hristos și fără să-L urmezi pe Dumnezeu. Știți că există creștinul de tip acasă. Nici o biserică nu-i bună pentru el. Eu îmi trăiesc credința acasă. Cred în Dumnezeu, dar trebuie să fiu și la o biserică? Citiți faptele apostolilor. Oamenii ăștia se adunau la o părtășie reală, nu virtuală. Știți că după ce Petru a predicat Evanghelia în fapte 2, zice Biblia, că 3000 de suflete, ce s-au fac cu ei? or fost adăugați, ori crezut și au fost adăugați la numărul celor din biserică. Ăștia nu au devenit follower pe Instagram. Au fost pe bune, or venit acolo. Nu au zis, noi am crezut și au rămas acasă. E foarte clar, au crezut și au făcut. Pentru că un Christos al culturii te va lăsat doar să crezi, poate, la nivel cognitiv, la nivel declarativ, să spui, însă Cristosul Scripturii te duce mai departe, da? poți crede ce spune Hristos fără a urma pe Hristos, poți crede ce spune Hristos fără a face ce vrea Dumnezeu și mai ceva. Poți crede ce spune Hristos fără să te supui lui Dumnezeu. E un alt mod în care oamenii își țin credința cognitiv. Eu cred în Dumnezeu, dar de ce trebuie să mă supun voinței lui Dumnezeu? Hristos le spune atât de frumos și simplu. Dacă rămâneți în cuvântul meu, rămânerea în cuvântul lui Dumnezeu înseamnă implicit ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, iar ascultarea de cuvântul lui te face urmaș, adică ucenica lui Hristos. E simplu, nu? În seara asta, întrebarea 1 pentru tine, din cele trei. Ești fan sau fiu? Trebuie să-ți răspund singur la întrebarea asta ai crezut? Poate crezi? Continui să crezi. Credința asta te duce la ceva concret. Hristos le zice celor ce au crezut în el, da, ăsta este primul lucru. Al doilea lucru. Observați cum merge discursul pe care l-are Hristos față de cei care au crezut în el, versetul 32. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobos sau liberi. Să este al doilea lucru. Prima dată e mulțimea celor ce cred și Hristos le zice, credința voastră trebuie să se materializeze în rămânerea în mine, ca rezultatul să fie un ucenic. Și apoi mi-i spune ceva, credința voastră trebuie să se materializeze nu doar în rămânerea în mine, ci în cunoașterea adevărului. Fac o pauză. Vă place să vi se spună adevărul? Nu vă place? Dezamăgire. Mă gândeam că cineva măcar va zice, dar totuși sunt convins că vă place. Adevărul e mult mai bun decât orice fel de înșelătorie sau minciună, nu? Sper că și voi credeți asta. Mulțumesc! Hristos le zice Cunoașterea adevărului mai produce ceva în voi. A spus că Hristosul culturii produce fani. Hristosul scripturii produce fii. Al doilea lucru din versetul ăsta este că Cristosul culturii creează o iluzie sau o falsă siguranță. Pe când Hristosul scripturii îți aduce o încredere reală. Vreau să fac aici o mică paranteză și să vă întreb. Asta înseamnă, de fapt, le zice Hristos, schimbarea perspectivei vieții. Iudeii care îl ascultau pe Hristos aveau o descendență validă. Nu contrazice niciunde. Dacă citiți tot textul, ar fi trebuit să-l citesc până la versetul 47, îi mustră Domnul pe evrei ăștia că de, deși spuneau că sunt descendența lui Avram, faptele lor, viața lor, contrazicea tot ceea ce spuneau ei. Și vine Hristos și le spune în acest context, voi veți cunoaște adevărul și ca urmare a cunoașterii adevărului veți fi liberi. Vreau să vă spun, dragi tineri, că doar adevărul te eliberează. Minciuna, falsul, te amăgesc. Poate că spunându-ne adevăr, scapi pe termen scurt. Dar niciodată nu rezolvă o problemă pe termen lung. Și Hristos le spune, dacă rămâneți în mine, rezultatul este că veți fi ucenicii mei. Dacă cunoașteți adevărul, rezultatul este că veți fi liberi. Mă uit la generația noastră, a voastră. Oameni liberi ca noi n-au fost niciodată. De fapt îndrăznesc să spun că ne bucurăm de libertăți pe care generația precedentă ar fi... Nu, nu cred că ar fi avut curajul să viseze care exista. Și totuși, mă uit la omul modern care e mai liber ca oricând, însă mai robit ca niciodată. Oamenii de afară din lume, vom zice, dar ei sunt robiți. Unii de alcool, alții de droguri, alții de tot felul de imoralități, da? Dar cum stă treaba cu cei ce suntem aici? Care sunt lucrurile care ne robesc pe noi? Hristos le zice celor ce au crezut în El, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Cristosul culturii îți dă o falsă iluzie că ești în siguranță. Cum? Ascultați! Și ce au zis ei? Versetul 33, ei au răspuns după asta, că au fost un pic ofensați. Cum adică? Stau un pic. Cum adică vom cunoaște adevărul și adevărul ne va elibera? Și ascultați ce, ce spune evrei ăștia. Noi suntem sămânța lui Avram, adică avem o descendență validă. Și spun ei, n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu doar, veți fi slobozi, veți fi liberi? Și Hristos le zice... Adevărat, adevărat vă spun. Oricine trăiește în păcat, este rob al păcatului. Cristosul culturii îți oferă falsul sentiment că ești în siguranță. Știți că sunt așa de mulți creștini în lumea asta, declarați creștini, original din Cristosul culturii, creștine românești, în care suntem și noi, care se simt siguri. Eu n-am nevoie să mă întorc la Dumnezeu eu sunt creștin din neam în neam. Eu mă duc și la biserică, îți vă spune că de unul, de două, trei ori pe an chiar. Se simte în siguranță. Pentru că un Hristos al culturii îți va da un fals sentiment de siguranță. Evreii au zis, noi suntem al lui Avram. Noi n-am avut probleme cu robia, n-am fost niciodată robii nimănui. Însă Hristosul cu Scripturii îți dă da adevărata siguranță. Știi când ești în siguranță? Când știi că păcatele tale îți sunt iertate. Poate să facă cineva asta în afară de adevăratul Isus din Scriptură? Nu cred. Nici o religie, niciun crez nu poate rezolva problema fundamentală a omului: păcatul. Societatea noastră este unde este astăzi, nu neapărat datorită crizelor financiare, politice, sociale, economice ci datorită crizei morale. Cu alte cuvinte, păcatul. Hristosul culturii dă sentimentul ăsta, eu sunt creștin, credincios. Bine, vă zice cineva bun, dar noi suntem din biserică. Știți că și aici se manifestă. De multe ori stau de vorbă cu tineri, ca voi. Și mi-a zis, mi, zic, mi zis o dată un tânăr. El locuia într-o țară din vest și l-am vizitat odată într-o împrejurare. Și am stat la casă și mi-a zis, eu sunt bine, că mama și tata spăcărit și se roagă pentru mine. Așa mi-a zis. Și am zis, dar tu mi-a zis, a, păi tu nu faci decât să predici ori de câte ori vii. Zic, hai să nu predicăm, hai să vorbim. Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar ideea lui era las că mama și tata ei fac ce eu n-am făcut. Pentru el, Hristos era o chestiune culturală. Mergea și el la biserică când avea timp liber. În duminicele în care nu era ocupat. De multe ori, crezul nostru într-un Hristos al culturii, fie că este cultura penticostală, sau ortodoxă, sau catolică, ne oferă un fals sentiment de siguranță. Eu sunt bine că mama și tata sunt Știți că sunt lucruri cu care ne amăgim, ar fi așa de mult de spus aici, dar... Nu vreau să intru în foarte multe detalii. Vă dau totuși câteva lucruri pe care noi, cei din biserici, le folosim așa ca și un ca o pastilă de amăgire. 1. Dumnezeu e prea bun ca să-mi facă mie rău. Dumnezeu e prea bun ca să-mi facă mi rău. Nu, Dumnezeu nu face rău la nimeni. Însă Dumnezeu este drept și este dragoste, concomitent. Dragostea lui Dumnezeu vrea ca tu să faci tot ce-i bine și îți vrea tot binele. Dreptatea lui Dumnezeu nu va pregeta să te pedepsească dacă nu accepti dragostea lui. Știți că sunt așa de mulți în biserici care spun pe eu văd un Dumnezeu al dragostei aici în Biblie. E adevărat, dar nu uitați, ori de câte ori vă raportați la Dumnezeu, priviți pe Dumnezeu ca fiind dragoste și dreptate în același timp. Dragostea lui Dumnezeu te cheamă, dreptatea lui Dumnezeu, dacă nu faci nimic, te condamnă. Da? Astea sunt câteva din falsele amăgiri. Dumnezeu e prea bun ca să-mi facă rău. O altă amăgire pe care mulți o acceptă, sună cam așa și foarte promovată, Dumnezeu este un tată iubitor pentru toți. Cum vă sună afirmația asta? Vă pun și o întrebare. Sună ok? Dumnezeu este un tată iubitor pentru toți oamenii. Sună fain, nu? Singura problemă e că nu e adevărată. Dumnezeu e un tată pentru copiii lui. Nu? Cei care aveți copii sunteți părinți. Veți da dreptate. Voi sunteți părinții copiilor voștri. Nu ai noi tuturor copiilor. Există acest concept că Dumnezeu și el vine din ce înseamnă creștinul, creștinismul declarativ, că Dumnezeu este Tatăl iubitor al tuturor. Dumnezeu devine Tatăl tău, Tatăl meu, atunci când am o relație cu El și eu îi devin fiu. Dumnezeu nu este Tatăl tuturor, El este Dumnezeul care vrea să fie Tatăl tuturor, chemându-i într-o relație. Dumnezeu devine Tatăl tău și al oricui, celui care intră într-o relație cu El. Ne amăgim. O lume întreagă creștină proclamă că Dumnezeu este un Tată iubitor pentru toți și asta ne dă nouă un fals sentiment de siguranță că orice facem, Dumnezeu continuă să fie bun față de noi. Da, Dumnezeu continuă să fie bun față de noi, dar așteaptă momentul în care noi să luăm o hotărâre, să avem o relație cu El. Și apoi, știți cu toții asta, dar vă spun oricum, vor zice, unii sunt în siguranță că Dumnezeu se uită la cei în inima, nu la cei afară. Ați auzit asta? Sunt sigur că ați auzit-o. Dumnezeu se uită la inimă și dacă inima mea e bună, restul nu mai contează. Dragii mei, dați-mi voie să vă spun că și restul contează. Inima este, când Dumnezeu vorbește de inimă și când Biblia vorbește de inimă, nu vorbește de acest organ vital al, al trupului nostru de inima pe care Dumnezeu a pus-o acolo în cavitatea toracică, ci Dumnezeu vorbește despre inimă și când Biblia vorbește despre inimă, e de fapt suma sentimentelor, a personalității, a tot ceea ce suntem noi, a omului nostru lăuntric. Dacă inima mea e bună, restul nu mai contează. Și este un creștinism care de suprafață face afirmația asta. E un fals sentiment de siguranță. Hristos le zice evreilor, și ne zice nouă. Credința voastră e bună. Descendența voastră e bună. Dar, ca să fiți liberi cu adevărat, trebuie neapărat să credeți adevărul, nu iluzii. Nu știu, poate ești aici în seara asta și ai venit cu sentimentul că mama și tata sunt pocăiți și tu nu mai trebuie să faci nimic. Poate ai trăit cu sentimentul că Dumnezeu e prea bun ca să-ți facă ție ceva ce ți s-ar părea că este rău. Poate ți s-a zis non-stop că dacă inima ta e bună, restul nu mai contează. Haideți să înțelegem în această seară un lucru foarte simplu. Hristosul culturii îți va da un fals sentiment de siguranță. Nu te ascunde după un fals sentiment de siguranță, zic că n-am nimic de făcut, că sunt în regulă. Ai mei spocăiți, neamurile, nu știu cum. A, ah, vin la biserică. Înseamnă că-s bine. Vino, E bine ca te pocăiți, dar trebuie să faci și tu ceva. Și un ultim lucru în seara asta, vreau să le repet pe celelalte. Cunoașterea lui Dumnezeu prin prisma a ce înseamnă Hristosul culturii versus Hristosul scripturii. Hristosul culturii va produce întotdeauna doar fani. Asta e limita. Iar credința într-un Hristos al Scripturii va produce fii și fiice ai Domnului. Mă rog din toată inima ca tot să înțelegeți lucrul ăsta. E foarte simplu. Asta înseamnă o relație cu El. Doi, Hristosul culturii îți va da întotdeauna un fals sentiment că ești în siguranță. Știți că lumea în care trăim are atâtea modalități să ne inducă un fals sentiment de siguranță. Îți face asigurare la mașină. Ați făcut vreodată asigurare la mașină? Știți cât, cât, cât e bună asigurare la mașină? Până ai nevoie de ea ai sentimentul ăla, mi-am făcut casco. Ei, îți acoperit, îți zice agentul că orice se poate întâmpla, te lovește cineva în parcare de la Lidl sau Kaufland. Și atunci când parchezi departe de toți, când te duci și nu-i nimeni în jurul tău. Găsești un loc unde în spate, în față, stânga, dreapta, nu-i nimeni. Și când vin apoi în jurul tău sunt numai mașini, și găsești o urmă de cheie pe ambele uși, din față până în spate. Îți zice agentul, ești în siguranță, ești acoperit. Dacă pică un meteorit pe mașina ta, pe urmă când ai nevoie prima oară de casco, ți se zice că n-ai citit ce e scris cu litere mici. E un fals sentiment de siguranță. Îți zice lumea, ești în siguranță, îți depui banii la bancă, dormi liniștit. Și stai tu liniștit până când se aude că nu mai e sigur. Și fugi acolo, cauți. Îți dai seama că a fost un fals sentiment de siguranță. Îți spui că tu nu te poți îmbolnăvi niciodată, că ești tânăr, n-ai cum. Se, îmbătrân, se, se îmbolnăvesc că ea bătrân, nu tu la 20 de ani, la 18 de ani, la 22 de ani. Și lumea zice, dacă faci așa, dacă faci așa, dacă mănânci așa. Am cunoscut pe cineva care mânca sănătos. Înțelegeți-mă bine, nu vă spun să nu o faceți. Dar oricât de bio mănânci, nu trăiești veșnic. Era un frate mai în vârstă, tot timpul umbla cu, cu pudre, cu prafuri după el, de toate culorile. Uite dacă pui asta în apă cu asta, îmi explica el. Nu sunt mare fan al prafurilor de tipul ăla. Bio. Nu știu dacă mai trăiește. Probabil că trăiește. <laughs> Fals sentiment de siguranță. Le zice Hristos. Siguranța este că atunci când veți cunoaște adevărul, veți fi liber cu adevărat. Da? Hristosul culturii îți dă un fals sentiment de siguranță. Vreau să te provoc în seara asta, înainte să ne rugăm, să mai spun încă un lucru. Nu lăsa ca falsul sentiment de siguranță după care te ascunzi. Poate e faptul că vii des la biserică sau poate e faptul că ai prieteni credincioși sau poate că ai în familie oameni credincioși. Ce ai tu de făcut este un lucru simplu. Doar crede că adevărul care este Hristos, te poate face liber. Și încă un lucru, mi se pare foarte fain, în versetul 36. De fapt, citești și 35, le zice Domnul celor așa vrei. Robul nu rămâne purul în casă, fiul însă rămâne pur. Adică zice el, dacă ești rob al păcatului, ai, ai sentimentul că ești în siguranță o vreme, dar nu rămâi în casă pentru totdeauna. Să dacă ești fiul, Rămâi totdeauna acolo. Și ascultați versetul 36. Deci dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Zice Domnul Iisus aici e momentul în care eu mă implic în viața ta. Hristosul culturii te transformă în fan, Hristosul scripturii te transformă în fiu. Doi, Cristosul culturii îți dă un fals sentiment de siguranță. Să Hristosul din scriptură îți dă încredere nestrămutată în ceea ce înseamnă adevăr. Și trei, Hristosul culturii mai face ceva, foarte subtil. Îl adaugă pe Hristos vieții tale, pe când Hristosul Scripturii transformă radical viața ta. Știți că dacă văd un lucru care începe să fie tot mai des întâlnit în mediul nostru creștin este că oamenilor le place să-L adauge pe Hristos vieților. Nu să-L facă domn al vieților. Aveți telefoane? Hai pe bune, chiar numai unul are telefon. Bun, mulțumesc. Aveți fiecare un telefon care are un sistem de operare. Pentru unii este iOS-ul, pentru alții este android Astea sunt sistemele de operare. Și toate chestiile astea au aplicații. Da? Haideți să vă vorbesc un pic pe limba voastră. Hristos nu vrea să fie o aplicație în sistemul tău de operare al vieții, ci El vrea să fie sistemul de operare al vieții tale. Amin. De multe ori mă uit la oameni care vor să-L aducă pe Hristos în viața lor ca o adăugire, un plus. Vreau și eu să cred în Hristos. Un plus! Hristos nu... Știți, Hristos nu aduce o îmbunătățire vieții noastre. El transformă radical viața noastră. Pentru că zice Biblia, cine este în Hristos, este o făptură nouă. Hristos nu trebuie adus în viața ta ca un plus. Hai să am printre toate celelalte lucruri ale vieții mele, să-L mai adaug pe lângă ele și pe Hristos. Le zice Hristos evreilor, dacă eu, adică fiul, vă eliberez și vă eliberez nu când mă adăugați vieții voastre, ci când lăsați să vă transform eu viața voastră. Ăsta este mesajul lui Hristos pentru acești evrei. Și observați, după ce le spune acest lucru, oamenii aceștia încearcă să justifice acțiunile lor. În seara asta, dragii mei, mă voi opri la aceste gânduri și vreau să vă provoc și să vă întreb, Hristos este parte, componentă din viața ta sau Hristos îți conduce viața? Dacă Hristos e doar adăugat acolo în viața ta, ca și o aplicație, îl vei folosi ca atare. Când n-ai nevoie de o aplicație, nu ți deschisă, nu? O închizi. Așa de mulți creștini ai generației noastre îl folosesc pe Hristos doar în vremuri grele. Când are examen, se roagă, postește, merge la biserică, merge la... Unde știe el? O pornit aplicația. Doamne, ajută-mă! Hristos nu vrea să fie aplicație în viața ta. El vrea să îți transforme funcționarea completă a vieții tale. Asta vrea El de la tine. Creștinismul nu este un curs de îmbunătățire personală. Este un mod de viață nou. Dacă pentru tine Hristos este doar un plus, o adăugire vieții tale, n-ai câștigat mare lucru. Ca asta face Hristosul culturii. Uitați-vă la o generație de creștini care pupă tot felul de oase. Vin niște oase nu știu unde și se fac cos de zeci de kilometri. Vedeam din nou imaginea șocantă a oamenilor care vin lângă o și cu cardul lor. Ce faci? Să am noroc la bani. Serios. Orice altceva pare că ai putea să le spui și să nu-i convingi. Dar cumva cineva i-o convins că dacă iau cardul ăla de plastic și îl fracă de la raclă, o să aibă noroc la bani. O să se umple cumva cardul ăla de bani. Dragii mei, Haideți să înțelegem în seara asta ceva simplu. Și aș vrea ca tinerii să vină să mai cânte în încheiere. Vreau să vă provoc la un moment de meditație. Avem câteva minute. Așa să vă întreb în seara asta dacă pentru voi Hristos este din sfera culturii sau vine de aici din Scriptură. Vreau de fapt să te întreb dacă în seara asta ești fiu sau ești doar un fan. Și dacă ești doar un fan, aș vrea să te invit în seara asta să devii fiu. Poate ești aici și ți-ai pus, ca și evrei despre care am citit, încrederea în uh, niște lucruri care ți-au oferit o falsă siguranță. Poate te-ai încrezut în faptul că vii dintr-o familie creștină, că faci parte dintr-o familie mare creștină sau poate că ți-ai pus, ți pus în, în faptul că vii des la biserică. Și poate siguranța pentru tine stă în astea. Vreau să spun că le-a zis Domnul și evreilor de atunci. Siguranța voastră nu vine din cine e străbunicul vostru sau bunicul vostru sau părintele vostru, cine din relația cu mine. Sau poate ești aici și pentru tine Hristos a fost totdeauna un fel de plus în viața ta. Un fel de Iertați-mă această sintagmă, îl iau cu mine când mai am loc liber. Aș vrea să te invit în seara asta să lași pe Hristos să transforme viața ta. Hai să ne ridicăm cu toți în picioare, să cântăm împreună cu tinerii. Și apoi, aș vrea să vă dau ocazia să răspundeți Domnului, dacă Domnul v-a atins inima în seara aceasta, să-i răspundem Domnului. Și poate chiar înainte ca tinerii să cânte, haideți să ne plecăm capetele, așa cum stăm fiecare. Vreau chiar să stați cu capul plecat pentru câteva clipe și vreau să vă întreb, este aici cineva pentru care Cristos a fost doar o chestiune culturală? Poate ești fan al lui Cristos, dar ai înțeles ceva astăzi, ceea ce până azi poate n-ai înțeles. Și vrei de astăzi să fii fiu al lui Cristos? Dacă e cineva, aș vrea să văd o mână ridicată și ne vom ruga pentru tine. Dacă pentru tine Hristos a fost doar un personaj istoric, mulțumesc frumos, ne vom ruga. Poate ai fost până în seara asta un om care te-ai bazat pe niște lucruri care ți-au dat o falsă speranță. Ai zis, vin la biserică, trebuie să fiu în regulă. Lasă că Dumnezeu se uită la inimă, eu sunt bun. Cei ce în rest nu contează. E cineva aici care și-a pus nădejdea în ceva fals și îți dai seama în seara asta că, de fapt, singura certitudine este relația cu Hristos. Dacă e cineva, te mai întreb, ridică-te rog o mână și mă rog și pentru tine. Domnul să vă binecuvânteze. Și mai e o întrebare, ultima. Oare Hristos ce înseamnă pentru tine? E sistemul care îți operează viața? Sau e doar așa o aplicație convenabilă pe care o folosești din când în când când ai nevoie? Dacă Hristos nu este cel care conduce viața ta, ai vrea să încep de astăzi să-i dai loc, să-i spui, Doamne, nu mai vreau să fii doar o aplicație în viața mea, ci vreau să fi cel ce conduce viața mea. Vreau să văd dacă este o mână ridicată.